never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Salutări la toată lumea, bine ați revenit. Astăzi vreau să vă spun despre trei produse. Nu le-am, o să explic poate și de ce nu le-am, dar eu chiar le recomand pentru fiecare persoană care se ocupă cu chestii astea de outdoors, de camping, de survival, de așa. Sunt sigur că o să înțelegeți de ce vă recomand aceste produse. Și o să încep cu unul care cred că o să-i placă foarte mult lui pregătitor din fire. Și acesta fiind, nu știu cum să-l numesc, într-un capăt are ca un fel de spiral și în capătul celălalt are un fel de, să numim, un fel de daltă, nu știu. Practic, cum folosești acest produs? Să zicem, ăsta e produsul și aici e spiralul. Cu ăsta dai gaură într-un lemn, da? Cu capătul celălalt dai în alt lemn, îl bați, da? Și practic vine, da, arăt semne obscene. Practic cu ăsta creezi diametru perfect pentru gaura pe care ai făcut-o cu spiralul. O să pun probabil aici un fel de clip sau ceva de genul. Eu am văzut asta la, e un serial pe Netflix, Battlebox. Și chiar mi s-a părut foarte interesant. Și am zis, asta chiar e bună. La ce e bună? Construită de posturi, îmbinat lemne pentru diferite chestii, o plută, o, nu știu, o masă, un pat de lemn sau chiar și un tripod ăsta pe care îl faci pentru a găti. De asta e ceva foarte bun pentru că, în primul rând, vei face lucrurile astea foarte repede, mult mai repede decât dacă ai folosit un cuțit sau o daltă. Și în al doilea rând, practic, economisești paracord sau sfoară sau chestii care le-ai folosit la îmbina. De asta, ăsta e primul produs. Neștiind exact care e denumirea sau nu știu care e denumirea în România. Practic, o singură dată am văzut așa ceva pe EMAG, dar nu am luat pentru că era de pe, adică sellerul era din afară și am avut mereu probleme cu seller de ăștia din afara țării când am cumpărat prin EMAG. De-aia, ultima dată a fost, cred că în perioada sărbătorilor, îmi luasem un full tank de outdoors, plătit cu cardul și n-a venit niciun cuțit, cu toate că la un moment dat eu chiar primisem, adică pe EMAG apărea ca și livrat. Și atunci am contactat repede pe cei de la EMAG, mi-am primit banii înapoi, dar dacă vedeți așa ceva, eu vă recomand, eu o să-mi iau din China, AliExpress, aia e. Acolo am văzut la prețuri acceptabile, nu să-mi iau de pe Amazon, să vină din America și să dau două căruțe de bani, una pe transport, una pe produs. Nu. Aia e. Luăm din China. Și chiar e ceva care o să ai asupra ta, dacă ești pasionat de bushcraft, e ceva super. Bun. Nu spun prețuri, pentru că asta depinde fiecare de unde și ia, dar ca și produs, eu îl recomand. O să scriu aici ce denumire are pe AliExpress. Mai departe, vă descurcați. Al doilea produs, la fel, altă dezamăgire pe care am avut-o, nu o să spun de pe ce site, produsul este Parapocalips. E un fel de paracord pentru apocalips. Știți că ziceam eu de Titan Survival Cord, și căutând de unde să-mi iau Titan Survival Cord, am găsit Parapocalips în România. Evident, imediat am comandat bucata, de obicei, ca orice paracord, vine la de-asta de 15 metri. De ce mi s-a părut foarte interesant acest Parapocalips? În afară de acele 7 fire, să zic, tradiționale pe care le are paracordul, mai are un fir de iută cerată,
foarte bun pentru a prins focul. Mai ai un fir de pescuit, la fel, e ceva ce ai nevoie dacă îți faci un kit de supraviețuire. Un fir de Kevlar, care este foarte rezistent și foarte rezistent la temperaturi mari. De-aia multă lume îl folosește și ca un fel de firăstrău de la tip comando. Da? Cum sunt alea din urmă, poți să faci și din Kevlar. Și un fir de DynaX. Acum nu sunt 100% sigur că e cum o să spun. Dacă nu e așa, puteți să mă corectați. Ori DynaX e ceva ce se poate folosi și pentru corzile de arcuri sau arbalete sau alte chestii, sau așa se numește compania, nu știu, dar știu că adică mi-aduc aminte de Dyna asta legat de ceva cu corzile de arcuri. Dar la fel, ceva fir bun. Acu. Nu e ieftin, dar vă spun că nu e nici scump. Prețul la care îl găsisem eu era 125 de lei produsul plus 25 de lei transport. 150 de lei. E ok. De ce nu am? Păi eu am comandat pe 22 ianuarie, parcă, și nu produs. I-am contactat, hei, mi-a venit ceva din afara țării mai repede. Și mi-au răspuns, domne, pe nu le găsim în depozit, le mai căutăm. Și mi-am zis, domne, uite, eu vreau, îmi trebuie acum că o să mă duc în natură. Bine, nu le-am spus că o să fac video, că eu vreau să fac review, le-am zis, domne, mă duc în natură și îmi trebuie. Și dacă nu vine până atunci, anulez comanda. Ok, le mai căutăm. Asta, hai să zic, poate chiar nu le-au găsit. Da, practic s-a anulat comanda. Dar ce mi s-a părut foarte absurd e ca după ce vezi că nu le găsești, da? Să le ai încă pe stoc, pe site. Adică, dacă știi că, bă, uite, s-a întâmplat asta, hai să le scoatem măcar de pe stoc. Momentan, până le găsim sau poate nu le mai găsim. Nu, încă sunt, apar ca și cum ar fi în stoc. Și asta mă face să cred că ori nu sunt serioși, ori n-au mai vrut să îmi servească mie comanda, pentru că le-am zis, bă, chiar așa vine produs din afara țării mai repede decât din România. Și poate nu le-a plăcut, cu toate că n-am folosit vreun ton aiure, adică și când am vorbit după aia la telefon am fost ok, n-am fost de la... În fine. Și al treilea produs, care la fel luasem de pe un site, nu mai știu de unde era, și la fel, că domne, nu mai avem modelele alea, tot abureală. Și până la urmă am anulat și acolo comanda și la fel o să iau de pe AliExpress și nu vreau, nu le fac reclamă la cei de la AliExpress, pentru că ei sunt ca și EMAG. Da? Numai că sunt la alt nivel și made in China. Dar asta e, dacă alții nu sunt serioși. Și așa erau carduri de astea de supraviețuire, care poate să aibă, de exemplu, ca un fel de lamă de cuțit, poate să aibă ca un mini firăstrău, poate să aibă ace de pescuit, vârfuri de săgeată, vârf de suliță, tot felul de chestii. O să pun imagini aici. Și chiar mi se pare foarte ok. Eu vreau să iau alea pentru că n-am găsit Altoids, cutie de Altoids metalică pentru a face un kit de ăla de supraviețuire. Am găsit Barclays, e același lucru. Deja am pus aici un card de ăsta. O de asta fiind dimensiunea asta și dacă faci un kit de supraviețuire, bine, o să fac video cât o să fac. Practic, asta poți să-l ai în buzunar asupra ta tot timpul. Că îl pui la spate, că îl pui buzunar lateral. Da? Vedeți dimensiunea. De asta vreau să fac în astfel de cutie. Bun, și o să comand astea. Sunt tot felul de modele. Eu o să pun câteva poze cu diferite modele. Acum fiecare o să zic că, hei, îmi place asta sau nu-mi place asta, îmi trebuie sau nu-mi trebuie. Eu doar recomand pentru kituri de genul ăsta, nu pentru altceva.
dacă îți faci un kit mic pe care să-l porți fiecare zi asupra ta, atunci eu recomand să ții și astfel de carduri. Dacă, să zicem, tu ești pe sistemul kit mare, rucsac, chestii de genul, nu prea văd sensul de ce ar trebui să iei o chestie mică când poți să spui cuțit Mora sau un cuțit full tank, orice cuțit full tank, spui pace și fire de pescuit și toate chestiile, îți pui un fierăstrău pliabil, adică, înțelegeți, ăla e bun doar pentru kituri de-astea miniatură. Evident, eu că o să fac un video, na, pentru mine e altceva, dar altfel nu recomand cardurile astea. Dacă vă faceți un de la mic, e altceva. Eu vă mulțumesc, spuneți-mi părerea voastră în primul rând despre produse, cum, dacă sunt chestii care v-ar interesa, și în al doilea rând despre situații cum se întâmplă chestii de genul, adică vrei să cumperi din România și ciuciu. Eu vă doresc multă sănătate, o zi frumoasă și la revedere!